Doi soți au fost striviți sub tractor la Svinița, în Mehedinți. Aceștia s-au răsturnat cu autovehiculul într-o râpă și au rămas captivi sub remorcă. La fața locului s-au deplasat pompieri de la Orșova și drobeta Turnul Severin, care au fost nevoiți să ridice remorca ajutându-se de anumite dispozitive. Bărbatul a fost găsit în viață, deși cu multe traumatisme. Soția însă n-a avut nicio șansă. Femeia a murit strivită sub tractor. La fața locului s-au deplasat pompieri din cadrul ISU Mehedinți, care au intervenit cu două autospeciale, un autocamion de intervenție multirisc, un ATV, dar și o ambulanță SMURD. La fața locului s-a deplasat și elicopterul SMURD din Craiova pentru preluarea uneia dintre victime aflată în viață, însă cu multiple traumatisme. Aceasta a fost transportată cu elicopterul la spitalul din Craiova. Cealaltă victimă, din păcate decedată, aflată sub tractor, a fost scoasă cu mijloace speciale de descarcerare de către pompieri. Bărbatul a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD venit de la Craiova. În cauză au fost demarate cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.